Bună ziua, prieteni! Am venit cu mama la părinții ei, la mama ei și la fratele ei, Boco. Ca ați văzut și voi pe canalul lor, au un canal Mama lui Ianca de la Strehaia. Să intrați să vedeți ce a făcut aseară, ce scandal, ce urlau, ce țipeau că își vor zestrea și că să vină mama neapărat la ei. Așa că am venit până la ei să vedem ce vor, să discutăm. Și să vedeți și voi că am primit multe comentarii că vreți să o vedeți pe mama mamei mele. Să o vedeți și să vedeți unde stă, ce casă are și ce astea. Că toată lumea a zis, filmează și la părinții tăi, nu numai la Leo. Așa că am venit. Bună ziua, dragi prieteni, și vă mulțumim încă o dată pentru toate mesajele care ați dat, toate frumoase și foarte multe mesaje. Pentru vizualizări, vă mulțumim mult de tot. Am venit aici cu Alin la mama, la fratele meu Boco. Pentru că nu mai scap de ei, am lăsat totul acasă balamuc, să vin aici. Să vin aici, să vorbim, să ne înțelegem, să clarificăm nu știu ce vor să facă. Hai să mergem jos cel mai bine. Prieteni, eu nu o să mă bag în discuțiile lor, tocmai ca să pot să filmez tot, să vedeți. Și dacă este nevoie, o să intervin. Da, momentan doar să filmez, să vedeți și voi. Nu prea aveam chef să vin acum. Tocmai vrem să vedeți gândirile comunitatei romilor, să vedeți toate tradiția, cum este și cum gândesc. Hai! Oh. Așa. Trebuie să închid mașina. Ia să vedem. Uitați, prieteni, aici stă mama ei. Asta e una dintre case și asta e a doua. Asta e casa lui mama, casa vechi. În casa asta stă mama ei. Și aici e și în casa stă fratele Boc. Și aia e mașina care a rămas a lui tata, care da. Cu ea. Hai să mergem. Ia-o tu înainte. Stai să vedem unde sunt. Surpriză. Dar ei ne-au chemat. Nu știu unde sunt. Ei nu le-am sunat, nu nimic, nu i-am anunțat. Mamă! Nici nu trebuie. Oh, s-a ajuns! Ia uite-l pe Boco, salut! Mama, unde e? Doamne, ajută! Unde e mama? Hai că-i faci ea! E pe aici? Salut, Boco! Ești pe cumnată mea, pe Silvia! Bine ați venit! Unde m-a învățat să fac ciupeci! Da, bine ai venit la noi, ne bucurăm de tine! Ia m-a învățat să fac ciupeci! Bine că ați venit la mine să trăiți, mamă! Pe română! N-am putut să vin pentru că eram tot ocupat. Hai, nu sunt cu camera. Că e cu Crăciun acum și... Bine ați venit la mine, să mă căutați și pe mine mai des. Că nu știi ce se întâmplă cu mine. Aseară mi-a fost foarte rău, Aline. Știu, am văzut și pe filmare pe contul tău de YouTube, dar... Acum am avut treabă cu ăștia, cu ce? Am venit și eu acasă, sunt multe de făcut, pentru că n-am mai făcut nimic acasă. Cine era să facă? Știu, asta am Lumina e cu copiii, nu poate să facă treabă. Veneam și te ajutam, acum nu mai pot. Acum trebuie să-mi fac și un cet, așa. Ce-a terminat? Ai terminat cu curățenie. N-am terminat nimic. Stați, prieteni, în casa asta stă mama ei. Că multă lume m-a întrebat să vadă. Ăia fac prin bucătării, demolează pe acolo pereții. Și aici v-am zis, stă Boco. Hai, du-te înăuntru, du-te înăuntru. Du-te înăuntru. Du-te înăuntru. Hai, să vezi. Totuși, hai să vă arăt casa, că multă lume a întrebat, a zis că mama ei nu are nimic și nu știu ce. Și frații ei, că n-are un să stea dacă pleacă de la taică. Da. Doar să vede că nu e așa. Deci Anca, dacă o să vină la noi, are unde o să locuiască. O să aibă camera aia separată. Ce? La mama în casă, zi, în casa voastră. Anca nu se rămână pe drum. Mama stă singură în casă acolo și are destule camere. O primim, are căldură, primim. Are centrală, are, și are condiții aici. Acolo. Avem calorifere în casă, să nu creadă lumea că avem centrală, când toate alea în două căști, avem tot ce ne trebuie. Mulțumim au Dumnezeu. Centrală, au pe lemne și pe să cărbun. Să fie înțelegere, bine, ce vrea Domnul și Maica Domnului. Dacă vrea, e bine primită la noi. De asta, într-o casă care este alături, mama... Locuiește singură, doarme singură. Deci, prieteni, să înțelegeți. De exemplu, Boco, dacă o suna pe mama,
să-i spună nu știu ce cu deciziile astea cu judecata țigănească. Mama poate spunea, lasă-mă că am treabă și că fac curățenie și te sun eu. Cum face de obicei. Da. Dar acum că și-au făcut cont de canal, cont de YouTube, canal, nu are cum decât trebuie să răspundă public. Că nu are control. Totul, orice treabă ca să dacă vin. Am decis să facem totul public. Am promis în fața fanilor că vin aici să vorbim, trebuia să vin la toată treaba, nu mai contează. Mai trebuie să arătăm totul. Și față de voi, că mai fac și treabă, mai facem și asta, trebuie. Câte o sână așa, câte o sână ce așa. Eu am zis că trebuie luat o decizie care nu poate să o ia numai ea singură. Totuși să o luăm împreună cu familia bine, ei. Bine, nu vrem și noi. Bine, bineînțeles că aici, și cu copiii ei, că... Copiii lui Anca, eu cum am înțeles, de la ea sunt de partea ei. Și da. Binele vostru, asta de înseamnă mașină, că nu ne ferim de ursul sau de Alin. Asta l-am și chemat pe ursul de la Sfânta Maria. Data trecută să vorbim cu el. Știu. Noi vă vrem binele vostru, să nu rămâneți pe drumuri, să cum nu aveți probleme, Anca, să fiți noi zicem să nu-i lăsăm casa lui Leo. Acum tu, părerea ta, tu cum zici că faci? Să duc un scaun. Nu știu cum să fac, dar... Mie mi-a zis mama că vrea să mai gândească câteva zile să faci dacă le dă casa sau nu. Da. Tocmai de asta, să vedem, să discute și cu voi, să iau o decizie asta, mai bună. Alinia, asta nu e o treabă așa că ne jucăm. Nu, da, la nervi. Asta e o treabă serioasă care o face. Am spus atunci pentru că eram foarte nervoasă, pentru că aia bătrână vorbește tot timpul urât. Și am zis să termin definitiv, să nu mai am nicio legătură. Anca, trebuie să te gândești că e o decizie foarte importantă. Trebuie să mă îmbolnăvesc din cauza lor, să ajung nebună pe stradă, nu mai suport. Să rup orice legătură cu ei. Nu mai bun, o să trece pe numele copiilor casa. Nu, cu ea de la copii, dar așa ce dată sunt eu proprietară, nu ia nimeni. Lasă pe numele tău și nu le mai dau. Cum vrei tu, faci nu cum vrei tu. Nu scap, ăsta e nebun la ta. Bun, haideți să luăm așa. În cazul în care le dă casa, voi ce părere aveți? Am înțeles că aveți niște pretenții legate de zestre. Spun eu ce pretenții avem, că chiar mai înainte am vorbit cu mama lucrul ăsta. Deci Anca, dar în momentul dacă îi dă casa lui Leo, eu nu o să mă las până nu o să obțin zestrea care i-a dat-o tata. Deci până nu... A fost... Galben munciți de tata pe timpul la când era, se muncea foarte mult, din greu se muncea pentru galbenul ăsta. Se ducea la munce, la izvierba, când ducea cazanele cu albătrâni, cu tasă. Nu dădea nimeni zestrea asta ca număr de galbeni. Aia, da. A fost muncă pentru galbenii. Dar nu pentru noi, tot pentru voi, Aline. Da, am înțeles. Și să nu înțeleagă lumea greșit că o să cere zestrea lui Anca de la Leo. Pentru mine. Eu am văzut. Am acolo, mi-ajunge ce am. Mulțumesc lui Dumnezeu și mă mulțumesc cu ce am. Dar zic pentru ea, să aibă și ea un viitor. Deci bun, voi spuneți că în cazul în care se hotărăște să dea casa, întâi să vă dea zestrea, da. Adică pentru ea, da, pentru noi, și apoi să le dea documentele cu casa la notar. Da, asta e decizia voastră, cum vreți voi. Deci, și tu și frate. Bun, dar ea dacă vrea să-i dea casa și nu mă interesează de zestre, sunteți de acord? Cum să nu mă interesează? Și atunci el o dă afară. Nu și ea unde să duce? Păi la nervi n-a să duce decizia? Nu știu, acum sunt ea unde să duce? Cum a zis sare, că să duce în gară, boschetare. Nu știu. Nu mă duce unde. Credeți, prieteni, dumneavoastră, credeți cât o să stea la mine, Anca? Nu cogonez. Eu dau tot acceptul să stea cât vrea la mine. Dar și ea dreptul la mine. Dar și al viitor. E om matur, vă dați seama. Îl vrea acasă aici până la urmă. Poți să stai la cineva, stai o lună, două, trei. Dar până la urmă, până nu ai patru, două, casa ta, să faci ce vrei, nu e cum ești la casă. De asta spune și noi, Anca, să știi. Poate le pe Alin cu cine acolo. Știu, da. De asta țină, frate, tău, da, ce avem pe organizație. Nu ajunge în banii, te mai ajută, mulțumesc cu ce putem. O casă mai mică, oricum, nu casă Anca, mare, nu vreau... Fii atent ce m-am gândit de azi dimineață. Hai să facem în felul ăsta. Hai să-i mai dau eu diferența de galbeni. Îi mai dau 100-150 de galbeni. Și eu așa am gândit. De ce? Și hai să nu-i lași casa. Ca să se iau casa. Să rămână casa. Și îi mai dau de la mine 150 de galbeni. Nu. Sunt 90 de galbeni care sunt la el. Nu vrea. Vrea casa ca să o vândă.
Nu știu câte mii de euro visează. Cât, Aline? Să șeși și la altă casă. 2 milioane de euro vrea nebunul ăsta. Și a pus-o la vânzare pe YouTube, a pus-o. Îl vrea mult dintr-o dată. Face o sumă, 150 de galbeni care îi dăm noi ca să nu-i vrea mult, vrea mult să se ducă. Să facă noi evaluare. Alin, îi propuneți lucrul ăsta când mergeți acasă. Să facă o evaluare la casă. Și pe galbenii aia 90 de galbeni care sunt, că valorează și ea câteva miliarde, o să-i dau eu diferența. Au, orice ai zice tu, nu faci așa ceva, nu există așa ceva. Și atunci tu cu ce? Vrea casa. Atât. Atunci dacă el nu face... El vrea casa să o aibă el. După mine nu se ia, după cine nu, după aia nu. Vrea casa, că e de bună ta. Deci, uite acum, dacă stau o oră, nu am răbdare, nu am stare. Eu n-am și nu păi, stare. Păi, stai la noi ca să nu te mai cerți. Adu actele că și dosarul de la casă, adu-le și adu-le la mama, să le ține mama. Adu-le la mine, cum ai stat actele la mine. Nu, să avem și noi o siguranță, atunci ceva la mână. Nu, ce mai sunt, că el cade pe nu, și să mai mă gândesc. Le eu nu știu că eu vine pe mine și arunc în drum. Nu, și asta trebuie să mai mă gândesc. Și așa o să se întâmplă, după părerea mea. Vede. Dar și adu actele la noi. Că el nu mai să fie actele la mama, nu la mine. N-am eu treabă, să fie actele la mama. Ce fac eu la actele? E repitul. Și rămân actele pe numele tău. N-am mai fost actele la mine. Vorbesc acasă și cu Alin, vedem ce mai facem. Vorbește și cu ursul. Și atunci e sigură că nu, el nu mai pune mâna pe ele, că caută și dă de ele. Tu nu? Nu o să... Dar nu are cum să facă fără mine nimic, nu se face așa. Tu nu o să... Poate să aibă și acte, nu poate să facă așa, fals, nu se face nimica. Deci, Leo, în momentul de față, stimați prieteni, părerea mea că Leo, în momentul de față, nu mai prezintă nicio garanție din partea familiei mele. Părerea mea, și a lui mama, și a lui nevastă mea, nu prezintă nicio garanție la ora actuală. Și de asta noi nu mai avem liniște în familie. Mama de aseară, nu mai... A fost rău, Anca. Nu mai realizează ce spune, ce vorbește. Tu crezi că e mai rețin? E rău, nu se simte bine. Mai înainte am fost la urgență cu ea. E bolnavă cu tensiunea, cu capul, are probleme. Mi-a dat o plastină de pus în limbă și iată. Crezi că e mai regis mult? Au văzut că pe până acum n-au zis nimic, au mai tăcut, au mai vorbit, dar nu știa lumea, nu știa nimeni în public ce se întâmplă. Au văzut că e nebun, că nu se lasă, e hotărât, chiar vrea casa și nu mă lasă în pace. Și de-aia au început și da, cu vrea el, noi nu vrem. Era scandalul la început când am plecat de acasă, am plecat din cauză să nu dau casa. Hai să mai uitați, să dea mama iar. Acum iar. Nu știu, are perioade, așa, nu, n-are el liniște. Bine că a fost anchele la cine, că da, era da, acasă, la mine am plecat cu tot cu v-am arătat, atunci am plecat într-o perioadă. Și atunci cum rămâne mâine, te mai duci sau nu te mai duci cu el? Te mai duci, nu te duci, Anca, până nu vorbești cu frate tău. La notar azi trebuia, probabil, așa? Nu știu, eu așteptau, nu știu. Alin, mi-a vedem. Multă lume zice că de ce mă bag? Nu mă bag, nu fac o parte, fac o mică parte din familia aceasta, dar de ce vrea să iei, o să înțelegem și noi, că na, normal. Zică ce părere are? Cine zică? Și el tot așa zice, să nu dă casa. Că rămâne pe deci, drumul. Și ce vreau să menționez tot și eu, așa e și el. În toate filmulețele astea care le facem, nu suntem noi importanți, eu sau mama sau frate meu, sică sau nevastă mea. Nu suntem noi victima. Victima care este țorul meu, Anca. Să nu se leagă lumea greșit. Dar noi trebuie să ne... Să mă ajute, ei trebuie să mă susține. Dacă ajutăm. A murit tata, nu mai e tata, trebuie să-mi pune să și mie. Chiar din cauza asta mi-a venit. Anca, stai puțin. Multe mesaje am primit că ziceau mulți că de ce nu mi-am dat interesul până acum. Mi-am dat interesul până acum pentru tine în familie, dar nu public. Da. Deci eu nu vreau să fac public situația asta. Să auză țicanii cum e la noi, să-l facă, să vorbească. Da, s-au ferit. Acum am văzut că ăsta continuă tot timpul, nu vrea tot timpul să obțină casa, ei n-au mai putut, au făcut neapărat un cont pe mama lui Anca, au zis contul că au făcut pe mama. Pentru că eu am foarte mulți bani și s-a întrebat de toată lumea. Nu numai ei, ne-au peștirit fel și fel, ne-au făcut fel și fel. Să fie contul mai văzut. Să vadă și ei.
De câte ori lucrai cu mine și luam și nu îmi dăteam bani? Bani. Împărța, frate, tu câți bani ți-a dat, frate, tot de la fabrică, de la noi, de la Ciuperci, de la Pitici? Cât ți-a dat? Mergeam și le te-am ținut, te-am făcut. Acum ce să ne tata când lua banii de la pensie, îmi dădea. Îmi dădea ce îi dădea el, ce mai dădeam și eu. Mai îmi dădea și eu o parte, îmi dădea și ei când făceam, când era sezonul cu ciupercile, cu pitici. Bine, că acum mai e sezonul, că e iarna. Dar vara o să ceapă iarna. Bun, acum, Anca, care este problema? Problema este să nu lăsăm să-și mai bată joc Leo în continuare de tine. Asta nu e tot, ești la capăt cu ăsta, că e nimun. Deci asta trebuie să ieșim o dată să ne luăm casa. Ai dus cu capul. Dacă a lăsat un an, nu te înțeles. Asta trebuie făcut ceva în problema asta. Păi până când? Dar ce poți să-i faci? Hai, pleci cu mine să facem cucoș, am eu cucoșăria mea. Mergem, facem viruță cu cucoș grecești. Facem cu cucoș grecești și facem bani și ce nu mă împărțăm asta, dar eu ne lăsăm. Facem cu cucoș grecești la firma mea, avem firmă de cucoșărie. Și facem cucoș și împărțăm. Facem, dar să fie cald, nu acum, e frig. Facem, dar avem mașină, avem rulotă, facem și împărțăm. Facem, dar trebuie să te vin cu scandalul ăsta, stai liniște. Cum poți să mă gândesc? Dar să poți să stai și liniștită. Să stai cu stres așa cu ăsta. Păi care e concluzia? Ba că vrea casa, ba ăla așa, bă, nu mai înțeleg nimic. Frații ei nu s-au băgat până acum, că a avut nădejde în taică să și în mine. Trăia tata. Trăia el și că lasă că știe tata ce face. Și pe urmă, dacă el a murit, cine să mai facă? Eu singură. Ce mai fac eu singură? Că nu mai pot să trebuia mai fac. Trebuia să și tata. Nu mai am pensie, nu mai am nimic. De unde? Știe și el scandalul cu casa. Plângea în și el atunci, știe. Atunci în spital a plânzea Anca. Că rămâne Anca și el moare. Și rămâne pe drumuri. Rămâne pe drumuri și nu are bani. Tata era conștient, știa și de procesul meu, știa că de toate. Care a murit. Singurul ajutor cine mai e el, mai e, care poate să-i dea o mână de ajutor, să o ajută cu ceva. El că el e care poate, el e singurul care poate să ajută pe Anca. Să-i punem să ajutăm. Plângea și mă învăța tot ce trebuie. Nu știu ce să zic, dar nu puteți voi să ieșim, dar înțelegere cu ăsta n-aveți cum. Anca, tu faci ce vrei, tu decizi, dar la casă nu o să te lasă, ca să nu rămâi pe drumul, dar decizia ta faci ce vrei. În cel mai rău caz, eu zic, părerea mea, în cel mai rău caz, lasă casa așa cum este, păi și eu nu rămâne la copii. Păi eu nu las. Ia, bun, eu, să zic... Bă, dar de ce nu gândești așa să o lasă la copii la nevoți? Să nu se bage eu, nici eu la casă și nici eu. Dar nu înțelege, eu de ce nu am zis așa, ce am eu cu casa? Da, să lasă acolo. Mă, dacă vrea bani, îi mai dăm bani diferența și să lasă casa în pace. Îi mai dăm ce diferență. Nu, dar până acum... Să vorbiți cu el. Până acum cât am fost copiii mici la interesat de copii. A. Că am de mâncare, că a venit și el acum după 30 de ani. Da. Și a început să răscolească. A început să răscolească toate mobilile, toate dulapurile, să duce prin pod nebunul ăsta și caută hainele prin pod. Da. Și zice, cine i-a aruncat lui cămășile prin pod, auzi? Da. Cămășile ale vechi care le-am aruncat să facem cârpe din ele. Își ia toate hainele ale vechi și le bagă la spălat, auzi, hainele lui. Acum a văzut că hainele lui, dar acum nu casa voastră e foarte frumoasă. A luat o rană. A lucit o viață din întreagă. Orice mănâncă să filmează, dragi prieteni, orice face să filmează. Am ajutat de a crescut copiii. Am stat și dormeam la tine, Anca. Dormeam la tine, de l-am crescut pe Ali. Bă, nu l-ai crescut pe Ali, uite ce om mare acum. A, să fie sănătos. Dormeai acolo, lăsai pe tata, m-a zis tata. Zici, că ai patul tău, singur, dormea în cameră, singur și te duce la Anca. Și, și te el mă trimitea, și baba bătrână, du-te, da, du-te acolo. Venea și ea și mă ajuta, și bunica mea venea să le facă să când te iau porcii. Ajutau toți din casă, tot ca să fie bine. Bine. Tot să fie bine și m-am procopsit. Și tot bine n-a fost. M-am procopsit, mi-am mâncat capul acolo. Dar bunica ta te-a dat acolo la da, că e nasă că am povestit eu asta. Ea te-a dat am acolo. Povestit. Deci, Alin, deci nici mai multe, nu pot să vorbesc acum despre taică tău, că vă dați seama, e ceva jenitor, ești de fața aceea și nu putem să vorbim. Deci, noi nu o să ne lăsăm, nu o să lăsăm pe Anca, nu o să lăsăm deci pe Anca să dea casa, doar în condiția să-i dea zei strănăpui. Deci aceea trebuie să gândești dacă că casa, dacă rămâne pe numele lui Anca, rămâne a ta, a copilului tău,
și așa mai departe. Așa cum am zis și eu, să rămână la nicot, la copii. Casa mai rămas, a avut casa numai... Casa nu se vinde, nu se dă niciodată. Dar casa trebuie să fie. Ăsta are blestemul ăla care îl trage din urmă. Bun, haideți să luăm o pauză, că am obosit și eu. Și mai revenim. Hai, mai n-ai cele gata. Faci cum vrei tu, Anca, tu treaba ta e. Tu faci, tu decizi, tu faci tot ce vrei. Nu știu cum să facem, dar... Tu faci tu ce vrei, tu, uite, copiii, te să mângă ce vrei. Eu n-ar vrea să fac nimic, n-ar vrea să-i dau nicio casă, să stau liniștită. Păi bine, aș prefera să ducă el, nu știu. Noi nu vrem să dai casă. Anca, tu dacă ai vrea să faci lucrul ăsta, cu înțelegerea asta, eu aș putea să dau, să-i plătesc lui Leo diferența cât evaluează casa aceea, diferența sau cât este să meargă să-și ia un apartament unde vrea el, unde are el, la Pitei, la București, unde a stat până acum. Nu știu, asta trebuie să vorbesc ca din că tu ai propus să iei un apartament, da. Tu i-ai propus ca să înțeleagă și ei, să iei un apartament lui Leo ca să te mute acolo, da? Da. Ca să pot să am și o liniște să mă las în pace în casa mea. Bun, și în chestia asta să-i avantaj, că tu stai cu copii, stai cu familia și poți să intre. Nu fac treburile și stau liniștită, cum stăteam înainte să nu mai plec niciori acasă. Și nu-i vrem asta, așa cum din cauza lui mă stresează cu casa, cu casa. Dacă lui convine așa, Alin o să-i spună. Dacă vrea așa, să accepte așa, să nu-i mai dau casa. Trebuie să accepte. Îi cumpără un apartament, să duce unde a stat până acum. Să ducă la venit el acum, după 30 de ani acasă, a venit și îi contribuiește peste tot. De fiecare Crăciun, de anul nou, de Paște, nu a fost acasă. El nu știa cum e munca și câte trebuie. Da. Acum a văzut și el. Acum a văzut și el, prea târziu, când nu mai are bani. Acum a văzut, dar acum face și el. Asta nu mai cumpărăm un apartament. Cât e un apartament... 40-50 de mii de euro. Își cumpără el ce vrea, nu e treaba noastră. Și el o să aibă un avantaj pe chestia asta, că atunci poate să se însoare cu 2-3 femei. Să facă ce vrea, nu ne interesează. Poate să-și facă harem acolo. Aude. Și pe noi nu ne mai interesează. Poate să facă ce dacă vrea. Tot îi plac femeile așa de mult. În niciun caz, la mine acasă și dată sunt proprietar, acum nu poate să facă nimic, să aducă pe nimeni. Numai acum nu poate să-și facă de cap, acolo da. Dar de unde mi-ai spus voi vorba asta cu casa? Păi să calmați-o odată într-un timp. De unde mi-ai spus tu vorba asta? Nu știi tu, a fost multe discuții și nu am putut noi să punem, chiar să filmăm totul cum vorbim. Și telefoanele care sun, nu facem tot ce facem noi, problemele care avem, nu le punem pe YouTube toate. Avem multe discuții, avem mult scandal și nu postăm tot ce facem, mai ascundem. Dar el vrea să se împace cu tine, așa? De așa din gură, zice mamă. Dar el așa a zis? Nu, zice mamă, sau zice nebunea aia de Olga, că să mă împac cu el, dar de unde să mă împac cu el, tot din cauza căștii, ca să nu știu cum să se apropie. De asta nu zicem că tu nu o să mai ai niciun viitor acolo cu Leo. Păi nu mai am, s-a dus tot. Deci nu mai ai niciun viitor acolo. Dar fac acum eu, acum familie cu el, acum mă trebuie. Hai să încercem că vii la noi, umbrii cu noi. Vii la noi, umbrii cu noi. O fi bine, ceată, să ai mult ce să ia casa. Mamă! Nu! Dacă nu ați sunat, să-i dau casa! Mă împac cu el și-i dau casa lui! Îi dau! Nu-i dai mai dai! Păi dau casa! Cum nu-i dai? Păi ce dată că ești cu el împăcat, ălea, așa gata, îi dai actele! Da! Păi așa face o familie, un bărbat cu o femeie! Da! Îi dau actele, nu mai țin nimic! Nu știu ce să mai zic! Nu mai poți să ți-i separa nimic! Nu mai am cuvinte ce să mai zic să facă ca să fie! Păi el cu niciuna mă duce la notar, face un an și semnez acolo! Dacă sunt cu el acum! Dar noi am propus o problemă înainte, să-i cumpărăm un apartament lui Leo. Nu mai încerc, tu mai încerc. Leo pleacă de acolo și rămâne ea cu copiii, cu nepoți și toți acolo. Nu mai încerca tu aia, că bun, o fi bine. Acum tu dacă când te duci acum acasă, îi propui chestia asta. Îi propune Alin, nu vorbesc el. Asta îi spune Alin. Îi spune Alin dacă îi convine. Bine, dacă nu... nu... Să-și ia apartament, să ducă de pe capul. Scuze, ne cerem scuze, ne cerem foarte multe scuze față de Alin, că, na, până la urmă e taică sau și nu trebuia să... Lasă că și în fața lui, nu știu ce Alin a vorbit de mine și au filmat copiii când aveau un cotru, trebuia să-l sclăvească ursul. A vorbit de mine urât și ursul filma, că trebuia să-l filmeze și ursul trebuia să închidă tot, toate vorbele urâte, că așa sunt ei. Deci trebuie să aibă sluși. La bătătură. Deci, prieteni, o să vedem ce spune și el.
Să vedem cum cadem la un acord. Da, trebuie să-i propui împreună, da. Vedem ce facem, dacă îi convine așa, dacă nu, m-am săturat de povestea asta, până în gât de aia am zis să-i dau de pe capul meu. N-am să-i primat, nu mai pot, am obosit. Nu mă obosesc de treabă să-mi fac liniștită, că mă obosesc și capul numai de vorbe și numai vorbind, așa. Ce-i unde vrei tu cu copiii. Bun, dragi prieteni, cam atât. Ne vedem mai târziu. Nu uita să vă abonați și la contul bunicii mele, mama lui Anca de la Strehaia se numește contul. Și noi ne vedem mai târziu. Vă mulțumim. Vă mulțumim mult de tot. Mulțumim. O seară plăcută.